A crescut numărul ieșenilor aflați în carantină și izolare la domiciliu, conform ultimei centralizări. 499 de persoane au fost plasate în carantină în spațiile special amenajate, în timp ce 31 de oameni au ieșit din carantină. În momentul de față, la nivelul județului Iași, sunt înființate 18 centre de carantină instituționalizată. Un număr de 2159 de persoane sunt izolate la domiciliu, fără simptome specifice și care sunt monitorizate mai precizăm că 135 de persoane au ieșit din perioada de 14 zile de autoizolare și numărul persoanelor autoizolate este în continuă creștere. De asemenea, cel al cazurilor de COVID-19, județul Iași a ajuns la 305 cazuri confirmate, în timp ce 101 oameni s-au vindecat. Până acum în județul Iași s-au înregistrat 17 decese asociate COVID-19.